Deși în alți ani, în prima luna anului, mulți dintre pensionarii giurgiuveni apelau la un împrumut oferit de Casa de Ajutor Reciproc, în prima săptămână din ianuarie 2014, numărul acestora a scăzut semnificativ. În decembrie a scăzut numărul de împrumuturi și în ianuarie, acum la început, la fel. Asta pentru că oamenii, cei care sunt de la țară și cei care sunt de la Giurgiu, au în gospodărie animale și au tăiat animale pentru mâncare, au dat și la nepoți, au dat și la copii și necesitatea de a cheltui bani nu mai există. Se pare că în prima lună acestui an pensionarii vin să dea cotizația lunară și să plătească ratele la vechile împrumuturi. Față de anii trecuți a scăzut și numărul restanțierilor, lucru destul de îmbucurător pentru conducerea acestei instituții. În zilele astea am apreciat în mod deosebit faptul că pensionarii au venit să plătească datoriile, ratele. Și am încasat în fiecare zi aproape 1,5 miliarde de lei pentru 1,5 milioane de lei prin datoriile dânșilor. Conștiinciozitatea de care au dat dovadă pensionarii în ultima perioadă va aduce și unele schimbări. Președintele Casei de Ajutor Reciproc din Giurgiu are în plan ca începând din vara acestui an să introducă mai multe facilități pentru acordarea unui împrumut. Ne gândim și avem în lucru o nouă grilă de acordare a împrumuturilor, în sensul că ne gândim ca cei care au capital sau care au o pensie până la 3 milioane să le dăm o dată bani împrumut fără dobândă și să mărim puțin dobândă la cei care au o pensie mai mare. N-am văzut o aplicare. O să discutăm în Consiliu toate aceste probleme și să le discutăm, să vedem această grilă nouă care va fi. Și vrem să mărim și, pentru că piața este așa, să mărim și ajutorul de acordarea ajutoarelor astea până la 100.000 de lei. Motivele pentru care pensionarii se împrumută la CRE sunt fie să-și plătească datoriile la utilități, în special în perioada iernii, fie pentru tratamente medicale sau investigații, sau pentru a-și ajuta familia sau copiii plecați la studii în alte orașe. Suma maximă ce poate fi împrumutată în prezent este de 7.000 de lei, însă pentru a împrumuta această sumă este nevoie de o pensie foarte mare și de doi giranți.